După un an deosebit, cu rezultate deosebite, foarte multe, care ne crește imaginea noastră, cât și a școlii. Mulțumesc copiilor care au obținut performanțe deosebite, părinților care sunt alături de noi și ne sprijină din spate, fără ei nu am putea face această performanță, și mulțumesc colegilor mei care au știut să crească acești copii minunați și să scoată de la ei aceste rezultate deosebite, care o să-i ajute și pe ei pe viitor. O să trec acum să anunț șefii de promoție ai școlii noastre, clasa 8-a. Nu, până acum n-am reușit să deosebim și avem 3 copii. Și o să încep cu Nița Amalia de la 8-a. Multiplă olimpică a școlii noastre. Hai, îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru școala noastră și să duci numele școlii mai departe. Șerban Diana, la salutare. Și Crăciun Daniela, la fel. Vă mulțumim și vă așteptăm să veniți cu rezultate deosebite în continuare la multe olimpiade, așa ca și colegii voștri dinainte. Vă mulțumim! O să dau citire unor diplome la Olimpiada de Biologie, rapid. Anul acesta, la clasa 1-a, au fost înscriși un număr de 26 de elevi, 14 fetițe și 12 băieți. După o muncă deosebit de obositoare pentru ei și pentru mine, am reușit să devenim cetățeni alfabetizați de acestei țări. Copiii au obținut media generală foarte bine. Prin urmare, toți vor lua premiul întâi și în ordinea alfabetică vor găsi în această tortă și cadouri. Și premii și cărți de toate. Desenele sunt făcute de ei și pot să meargă de la plajă fără nicio problemă. Dacă le fură, aveți campina scurii de azi. Ne găsim. Prin urmare, o să invit pe fiecare și o să le punem coronița în meritata alfabetizării. Băiță Andrei. Rezultate foarte bune. Ei, le bag în gât. Chirița, frumoasă, inteligentă. Acum, după desen, se vede un copil care face la fel de mult greu matematica, dar până la urmă am vins trebuie de fotbal. Și pe Robert. Dacă dai o să te mâni și dacă apar cu frunze, bă! 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 Stau lângă tine să mă fie. Eli, sunteți permeni din partea mea. Era Alexie. Gata! Bă,
Bă, gata, știți ceva? Următorul e cam prost, dar nu știu. Constantina Ana Maria. Inteligentă, discretă. Alexia, vrei să iei bani pe gât? Bă, scoate. David Alicia. Odată, să-mi dai. Ambițioasă, inteligentă, perfectătoare, prăbucătoasă câteodată. Te-am băgat frunte, și a schimbat-o bine. Te-a băgat și Adelina. Virel Diana. Sensibilă, inteligentă, o, și tenace. Deci caută scopurile. Ușor, ușor. Da, nu mă, da! Da, bă, că mă sună cineva. E frumos. Că te scuip. Da, te scuip. Da, da, pe mine? Nu, pe el. Uite-ți la premiere. Felicită. Lasă-mă, lasă-te-mă! Eu sunt aici, la urmă, la deschidere, la uși. Lope, în copii. Eu le sunt și la din parte. Mama, nu-i acolo. Rubrică Maria Irina. Pentru unde? O petită cu coeficientă inteligentă deosebit. La tine, nu știu unde sunt foarte. Foarte tenace. Bă, cine l-a fie? Și întotdeauna are un de ce. Ce se fac, de ce? Adelina! Adelina! Multe speranțe. Ești bătai. Eu ți-am luat de casă, dar nu ți-am luat. Și că vezi, nu e bătai că nu știi. Fată. Bine, nu se pune ca sută să-i fată. Gheorghe Alexandra. Inteligentă, cu mult un simț. Și tu ce ești, bă? Bă. Și tenace. German Andreea. Nu, 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 foarte inteligent, foarte comunicativ și bucuros, că acum nu mai e regim. Alexandra Lucu. O fetiță harnică și foarte cuminte. Ce mă spune? Maria Bianca. Are aici o tulbă plină, numai cu rezultate excelente la învățătură. Are și locul întâi la cross pe județul Marge. Este inteligentă, un scris deosebit și cu mușică focă de aici. E puțin emoționat acum, dar îi trece. Răzvan Matei. Hai,
Grecia. Frumoasă, inteligentă, amabilă uneori, uneori mai puțin amabilă, încearcă să se călăuzească după ideea ce e bine pentru mine, e bine și altuia. Dați-vă jos, că nu e rândul vostru! Ianca Nedelea! Hai, vă rog, dați-vă jos! Credința harnică, ișteasă, inteligentă, cu minte, un fel de prințesă în miniatură. Da, nu mă zic, dar nu vor să sunt în clasa foarte! Lucreanu Teodora. O fetiță civilizată, distinsă, inteligentă, ambițioasă, foarte bună dansatoare și un spis bine proșaș. Cel care m-a încântat întotdeauna cu meseria lui. Super inteligent, un om de nădejde, câteodată mai sare calul, dar se uită la mine și se temperează și tot timpul, chiar dacă e supărat, tot bara-bara cântă. Radu Dariana. Inteligentă, conștientă de forța pe care o are, ambițioasă și tenace, nu vrea să fie trecută, vor avea multe luptat, nu solicită. Rădulescu Darius. În clasa întâi l-am primit cu cea mai mare bucurie. Era adevărat împăratul Darius. Avea frete. Nu l-am certat. Le-am lăsat. Acum a venit căldura. Dar e frumos și cu fete și fără fete. Foarte inteligent și jucăuși câteodată. Să știți că are aici în tolbă, pe lângă premiile mele, și două premii de 3 ani, la Zara de Fuji. Săveanu, las! Inteligent, zâmbitor, jucăuși, foarte prietenos, un copil deosebit, văzut. Soare Larisa, frumoasă, ambițioasă. Și mai mult la anul, cum am vorbit mea în băi. E bucă, nu? Și eu. Stan Fionuț. Inteligent, câteodată ca în jucăuși, dar promite mult. Zâmbește cam rar, dar acum e chiar trebuie să zâmbești mult. Te bucur. Nu am venit un timp. Sunt în față de tot. Bine, bine.
inteligent. Asta este un băiat super. Uitați-vă la ochii lui și vă spune tot. Voi ca Mario. Așa a dat alfabetul. De altfel putea să încep pe el și să ajung la nicio problemă. Un băiat inteligent, ambicios, frumos și are și o problemă. Vrea să-l treacă cu sora lui Iulia, care se pare că e foarte pricepută. Dar vă garantez eu că îl ajutăm să o treacă chiar. Vă rog să mergeți cu treptele astea din față, să vă așezați câteva, ca să vă facă câteva fotografii. Vă rog să mergeți mai în spate, dumneavoastră, părinții, și vedeți câteva. Ne repreazim în partea dreaptă acolo și vă urez vacanță plăcută tuturor copiilor școlii, părinților, succes la muncă și concediu plăcut. Vă mulțumim! Puneți-vă cornișele toți! Mai sunt, revenim, mai sunt, nu? Păi, dar nu sunt pe trebuie. Hai! Știi, nu-mi dă mine, Mario! Vedeți în fața mea, mă văd oricum. Mai e cineva de venit? Nu mai e nimeni de venit, da? Sunteți acum la părinți, 5, da? 2, 3, încă o dată și încă o dată. Gata, acum domnii soți să se dea în spate și doamnele în fața lor. Și faceți fotografii și după aceea invers. Două, veniți în fața pentru că aici. Haideți, doamna, haideți. Vă-ți face aparatul. Doamnele, veniți aici, în față. Asta este nimeni. Veniți, doamna, aici, până aici. Nu faceți aici. Până trece cu 4 de mai sunt mai multe și mai trimiteți pe mei. Andrei, uite-te la mine. Apăsați, domnul Matei. Acum doamnele să le facă. Copacii, veniți aici, mai sus, pe mine, mai sus, acolo unde ei. Veniți aici, de sătrână. Hai, mai. Facem mai faceți cu pată. Hai că uite, lasă-mi camera în poză, Luana. Hai că domnul, dați-mi camera, doamne. Lăsați? Care este frumoasă? Am lucrat de domnul Locu, nu-mi place că nu sunteți neactiv. Sunt aici, vreau să sunteți acolo.
Tu nu vezi că domnul Dacă refuzați, veniți cu Larisa, cu Larisa aceea să vă ajutați acolo. Băgați-o pe fetiță, lăsați-o pe fetiță cu fetă aici. Și vreau să veniți lângă mine. Că sunteți mari amândoi, nu? Fata, puteți la mare. Acum mai faceți cu prieteni, cu 2-3. Zâmbește, Stelio. Ada! Gata, mă, gata, mă. Ia uite-le. E de dosidul ăla jos. Gata. Denisa, nu mai e. Hai, fetele, hai că vin cu apoi înapoi. Mulțumim mult! Ana, da? Ai luat! Ce vrei să mai așa, Anuta? Păi da, ce ai de supărat? Ai venit? Ronisa! Cum cum, da? Da! Hai Maria, vino și tu. Maria, bagă-te și printre ei. Bagă-te și tu acolo, că și tu ești ele.